Academicianul Eugen Simion a murit marți la vârsta de 89 de ani, a declarat președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop. Era internat la Spitalul Elias, imobilizat a declarat Pop. Critic istoric, literar și eseist, academicianul Eugen Simion s-a născut la 25 mai 1933 în comuna Chioșdeanca, județul Prahova. A urmat cursurile Liceului Petru și Pavel din Ploiești, unde a fost coleg cu Nikita Stănescu și a absolvit Facultatea de Filologie a Universității București în perioada 1952-1957, unde i-a avut ca profesori pe Tudor Ianu, Iorgu Iordan, Alexandru Graur, în 1969 a devenit doctor în științele filozofice, cu o teză despre Eugen Lovinescu, scepticul mântuit, avându drept conducător științific pe Șerban Cioculescu. Pentru o perioadă între 1970-1973 a fost profesor la Universitatea Paris IV, Sorbona, unde a predat cursuri de cultură și civilizație românească. În calitate de editor, domnul academician Eugen Simion a coordonat lucrări de referință precum Eminescu, proză literară, Eugen Lovinescu, Scepticul Mântuit, de la Maiorescu la Călinescu, Antologia Criticilor Români, manuscrisele lui Mihai Eminescu, 38 de volume, colecția Opere Fundamentale în format Pleiade, 250 de volume, precum și ediții critice integrale din autori români cu studii introductive și prefețe semnate de domnia sa. De asemenea, domnul academician Eugen Simion este coordonatorul și, în parte, autorul dicționarului general al literaturii române. De asemenea, a publicat secolul al XIX-lea în doi mesianici și un vizionar mistic, Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu, Ion Ghica, scriitori români de azi, volumele 1-4, Mircea Eliade, Nodurile și semnele prozei, tânărul Eugen Ionescu, Emil Cioran, O mitologie a nedesăvârșirilor, Dimineața poeților și fragmente critice, vol numele 1.8 de la editura Cartea Românească Educațional din Iași. La 9 martie 1991, Eugen Simeon a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 12 martie 1992, membru titular, apoi vicepreședinte, președinte interimar și președinte al Academiei Române, ales la 16 ianuarie 1998, reales la 11 februarie 2002, a deținut această funcție până în 20 aprilie 2006.